Novela Moara cu noroc, de Ioan Slavici, a fost publicată în 1881 în volumul Novele din Popor. Scriitorul avea pe atunci 33 de ani și debutase cu 10 ani înainte în revista Convorbiri Literare, la îndemnurile prietenului său, Mihai Eminescu. În această perioadă a vieții, Slavici s-a apropiat de Societatea Culturală Junimea, condusă de Titu Maiorescu, care va avea un rol hotărător în recunoașterea lui ca scriitor și publicist. Slavici era originar dintr-o familie de țărani români din satul Șiria, județul Arad, și își făcuse studiile la Budapesta și Viena. Până la volumul Novele din Popor, publicase numeroase piese de teatru, basme și nuvele, dar apariția acestui volum marchează trecerea la maturitatea literară a scriitorului. Operele lui Slavici sunt definite de realismul cu care zugrăvește viețile oamenilor din diferite clase sociale, mai ales ale celor din mediul țărănesc ardelenesc, pe care scriitorul îl cunoștea îndeaproape. Slavici este și un fin observator al trăirilor interioare ale personajelor și a relațiilor dintre ele, dimensiunea psihologică fiind cel puțin la fel de importantă ca cea socială în operele sale. Personajele sale feminine se despart de clișeile romantice cu care fuseseră asociate până atunci în literatura română și de spațiul închis al casei și de eticheta de îngeri ai interiorului. Slavici reușește să surprindă într-un mod complex realitățile vieților femeilor, cu toate că le asociază inevitabil cu temele familiei, căsătoriei, maternității, copiilor. Dar moralitatea omniprezentă în scrierile lui Slavici, unde binele și răul se definesc în raport cu normele sociale ale vremii, merge totuși într-o direcție conservatoare. Moralismul autorului se raportează necritic la ordinea patriarhală, discriminatorie la adresa femeilor de la vremea respectivă. Cum era viața femeilor în timpul lui Slavici? În vremea în care a fost scrisă Moara cu noroc, se considera că femeile aparțin spațiului privat al casei și principala lor îndatorire era să-și îndeplinească rolurile de mame și soții. Drepturile lor civile erau limitate. În vechiul regat, adică Moldova, Muntenia, Oltenia și Dobrogea, conform codului civil inspirat din cel francez, femeile erau clasate în drepturi, la fel ca minorii și persoanele cu interdicții legale. Femeile măritate nu aveau voie să dispună de bunuri și să încheie acte fără autorizația bărbatului. Legea presupune că în casa unde este un bărbat, totul este al lui. Într-un cuvânt, femeia se mișcă numai după bagheta magică a autorității maritale. Spunea feminista Calypso Botez, referindu-se sarcastic la puținele drepturi pe care le aveau. Femeile din Ardeal și Basarabencele aveau un statut ceva mai bun, căci pentru ele se aplicau codul austriac și codurile vechi locale, mai puțin discriminatoare decât codul francez. Feministele vremii au încercat să combată prejudecata că femeile sunt ființe inferioare, incapabile de reușitele bărbaților în diverse profesii, în artă și știință. Sofia Nădejde, scriitoare feministă de orientare socialistă, a intrat într-o aprigă dispută cu Titu Maiorescu, fondatorul Junimii. Maiorescu spusese că așa zisa inferioritate a femeilor provine din faptul că ele au volumul creierului mai mic. Deși astăzi această idee sună ridicol și ne e greu să înțelegem cum o persoană educată precum Maiorescu putea susține așa ceva, în perioada respectivă, astfel de credințe nu erau neobișnuite. Sofia Nădejde a demonstrat cu argumentație foarte solidă, bine structurată și fundamentată, falsitatea ideii misogine susținute de Maiorescu. Moara cu noroc este o novelă, adică o creație epică în proză, de dimensiuni medii, mai amplă și mai complexă decât o schiță, dar mai scurtă și mai simplă decât un roman. Are un singur fir narrativ. Prezintă un episod semnificativ din existența celor câteva personaje bine individualizate și descrie un conflict major. Este o novelă realistă pentru care tematică socială, un narator omniscient și omniprezent și este situată în spații recognoscibile. Este o novelă psihologică, pentru că insistă asupra conflictului interior al personajelor, asupra transformărilor caracterelor și comportamentului acestora. Titlul Moara cu noroc este numele hanului aflat la răscruce de drumuri pe care ghiță îl ia cu arendă pentru a-și spori veniturile. Mai de mult, funcționa acolo și o moară, care în momentul povestirii se află în paragină. I se spunea cu noroc că jumeții care o zăreau în vale, după ce trecuseră prin ținuturi vitrege, se bucurau că au scăpat cu bine pe drum până într-acel loc. Norocul este strâns legat și de bani.
titlul făcând aluzie și la speranțele de îmbogățire ale lui Ghiță. Structura. Novela este compusă din 17 capitole, care se succed în ritm alert, asemenea unui thriller psihologic. Tema. Consecințele tragice ale dorinței de înavuțire reprezintă tema principală a novelei. În loc să prețuiască liniștea colibei înainte de orice, Ghița alege să se mute din orașul Ineu, unde era cizmar sărac, în pustiul în care se afla moara cu noroc pentru a câștiga mai bine. Apoi, puțin câte puțin, Ghiță intră în jocurile necinstite ale lui Lică Sămădăul și de aici îi se trag toate nenorocirile. Subiectul. Ghiță, Ana, cei doi copii ai lor și mama Anei se mută din Ineu la moara cu noroc, hanul pe care îl iau în arendă. Familia trăiește în armonie până când dorința de înavuțire cinstită a lui Ghiță intră în coliziune cu ordinea socială a celor ținuturi, personificată de maleficul Lică Sămădăul. Sămădău înseamnă supraveghetor al porcarilor. Dominator și violent, tâlhar și criminal viclean, Lică era stăpânul de facto al acelor locuri. Apariția lui marchează începutul frământărilor interioare ale lui Ghiță, care îl vor măcina până la sfârșitul novelei. Presimțind pericolul, Ghiță își cumpără pistoale și câini, dar până la urmă ajunge complice la fără de legile lui Lică pentru a-și păstra cârciuma cea aducătoare de bani. Pe măsură ce Ghiță se încurcă tot mai tare în ițele relații cu Sămădăul, se înstrăinează și de soția sa, Ana. El se făcuse mai de tot ursuz, se aprindea pentru orice lucru de nimic, nu mai zâmbea ca înainte. Iar când se mai hârjonea câteodată cu dânsa, își pierdea lesne cumpătul și lăsa urme vinete pe brațe. Vânătăile de pe brațele Anei prevestesc episoadele și mai violente care vor urma. Mai întâi, Lică îi cere lui Ghiță să urmărească turmele care trec prin zonă și să-i raporteze totul. Apoi, Lică îl tâlhărește pe arendaj și omoară pe femeia care vindea bijuteriile furate de el și pe copilul acesteia. De teama de a nu-și pierde afacerea, Ghiță e prins în rețeaua infracțiunilor lui Lică. Copleșit, se victimizează și se justifică, spunându-și că tot ce face, face din dragoste pentru familie. În același timp, în acest vortex al răului este prinsă și Ana. Soțul ei nu se opune atunci când Lică o ia pe Ana la dans cu forța, chiar dacă interacțiunile dintre soția sa și Sămădău îi declanșează gelozia. Liniștea casei este cu totul zguduită de relația erotică complicată, care se dezvoltă între Ana și Lică în a doua parte a novelei, întregind astfel catastrofa morală a personajelor. Vrând să se răzbune pe Lică pentru că l-a trăsese în fără de legile lui și pentru că între el și Ana există această relație tulbure, Ghiță se aliază cu comisarul Pintea. Împreună, vor să-i întindă Sămădăului o cursă. Ghiță o lasă pe Ana singură cu Lică, pe post de momeală, sperând că în timpul pe care îl va petrece Lică la han cu Ana, jandarmul Pintea va veni de la Ineu și îl va prinde pe Lică cu banii însemnați asupra lui. Ana se simte abandonată și vrea să se răzbune pe soț, răspunzând pozitiv avansurilor lui Lică, iar Ghiță se crede trădat de Ana, deși chiar el o împinsese în brațele tâlharului. Surprinzător, Lică, deși atras de Ana, pleacă și o lasă singură. Din punctul lui de vedere, sentimentele față de o singură femeie reprezintă cea mai rea dintre slăbiciuni, iar Lică vrea să-și păstreze puterea. Ghiță revine la moara cu noroc și o ucide pe Ana. Imediat însă, unul dintre oamenii lui Lică îl ucide pe Ghiță și dă foc hanului. Ca să nu fie prins de comisarul Pintea, Lică se sinucide sfărâmându-și capul de trunchiul unui stejar. În direcția moralistă impusă de autor, sfârșitul tragic al personajelor vine în consecința dezumanizării și decadenței lor morale. Caracterizarea Anei. Ana este un personaj secundar în raport cu Ghiță. În prima parte a novelei, ea este deseori infantilizată, asemuită cu un copil care are nevoie de protecție, deși faptele ei arată că este mai isteață și mai prevăzătoare decât Ghiță. De pildă atunci când îl trimite pe la el la preot, ca să-i dea de știre că Lică și ai lui au ajuns la han. În desfășurarea novelei, Ana este deseori erotizată în relația cu cei doi bărbați protagoniști, Ghiță și Lică. Ea are destinul clasic, de obicei sexist, al personajelor feminine tinere, ale căror povești se croiesc erotic-sexual în relație cu personajele masculine principale. În relația cu Ghiță, cel iubitor și protector de la început, Ana era tânără și frumoasă, Ana era fragedă și subțirică, Ana era sprintenă și mlădioasă, iar el însuși, înalt și spătos,
o purta ca pe o pană subțirică. Mai intensă și de o altă factură este descrierea erotică a interacțiunii Anei cu sămădăul. Lică privea cu mulțumire la obrajii ei aprinși, la ochii ei plini de văpaie sălbatică, la buzele ei desfăcute ca și caisa răscoaptă și la trupul ei înalt, mlădios și fraged. În ciuda acestor descrieri, Ana nu este un personaj pasiv, ci face la rândul ei judecăți în relație cu cei doi, cea mai necruțătoare fiind spre final, aceea că Ghiță nu este decât o muiere îmbrăcată în haine bărbătești, căci a lăsat-o fără să se împotrivească în brațele altui bărbat. Aceasta este o judecată sexistă, provenită din interiorizarea și acceptarea ideilor patriarhale. Conformându-se acestor idei, Ana considera că un bărbat puternic își apără soția ca pe proprietate și trebuie să se lupte cu alți bărbați pentru a-și păstra dreptul asupra ei. Dacă Ana ar fi avut acces la o educație feministă, ar fi înțeles că femeile sunt persoane care trebuie să rămână libere și autodeterminate, iar puterea bărbaților nu constă în apărarea dreptului de posesie asupra femeilor. Într-o lume egală, nicio persoană nu are drept de proprietate asupra alteia. Apoi, spunând despre Ghiță că nu e decât o muiere îmbrăcată în haine bărbătești și dorind să-l jignească astfel, Ana arată că acceptă ideea patriarhală, că feminitatea este inferioară masculinității și că eticheta de femeie aplicată unui bărbat este descalificantă. Într-o lume egală, femeia nu ar fi un termen peiorativ, iar feminitatea, cu toate atributele ei, nu ar fi inferioară masculinității. Femicidul. În finalul novelei, Ghiță se întoarce la Han și o omoară pe Ana. Înainte de crimă, criminalul și victima au următorul schimb de replici. Ana se cutremură în tot trupul, apoi se îndreptă, se dete un pas înapoi și grăi înecată. Nu vreau să mor, Ghiță. Nu vreau să mor. Urmă ea tare și se aruncă în genunchi la picioarele lui. Fă ce vrei cu mine, dar nu mă omorâ. Ghiță își dete trupul înapoi, se plecă, îi apucă cu amândouă mâinile capul și privi dus în fața ei. Nu-ți fie frică, îi zise el înduioșat. Tu știi că mi-ești dragă ca lumina ochilor. N-am să te chinuiesc. Am să te omor cum i-aș omorâ copilul meu când ar trebui să-l scap de chinurile călăului, ca să-ți dai sufletul pe nesimțite. Dar de ce să mă omori? Zise ea, agățându-se de brațele lui. Ce-am păcătuit eu? Nu știu, răspunse el. Simt numai că mi s-a pus ceva de-a curmezișul în cap și că nu mai pot trăi. Iar pe tine nu pot să te las vie în urma mea. Ghiță dispune deci de viața Anei după bunul plac, ca și când ar fi a lui. O omoară pentru că nu poate să o lase vie, considerând că are acest drept și această putere și pretinzând chiar că o iubește. Ana devine astfel victima unui femicid. Femicidul este o consecință a patriarhatului și înseamnă uciderea unei femei, de obicei de către partenerul de viață, cel mai frecvent în spațiul casei. Femicidul este un fenomen global, frecvent și în zilele noastre. Nu se întâmpla doar pe vremea lui Slavici și nu e tipic doar părții noastre de lume. Și astăzi, conform statisticilor ONU, în fiecare zi, 137 de femei și fete din toată lumea, inclusiv din România, sunt ucise de partener sau de un membru al familiei. Adepții patriarhatului, care consideră că bărbații le sunt superiori femeilor și că au drept de viață și de moarte asupra lor, justifică deseori violența împotriva femeilor și chiar și femicidul. Ei sunt cei care vor apăra criminalul, spunând că victima și-a meritat soarta și normalizând astfel violența și crima. Există însă și multe mișcări feministe care țintesc către eradicarea patriarhatului. Mișcarea feministă Ni Una Menos, de exemplu, din America de Sud, a pornit de la protestele generate de uciderea unei fete de către partenerul ei. Ni Una Menos constituie în prezent una dintre cele mai puternice mișcări feministe globale. Și mișcarea feministă din România devine tot mai puternică. De 10 ani, în fiecare toamnă, are loc Marșul Stop Violenței împotriva femeilor, la care în 2019 au participat câteva mii de persoane. Concluzie. Dintr-un punct de vedere feminist și sensibil la legăturile dintre materia predată la școală și realitățile timpurilor noastre, este deosebit de important să vorbim despre violența de gen și, în particular, despre femicid, mai ales atunci când ele apar într-o lucrare din programă. Pentru că rămase nediscutate, ideile patriarhale prezente în literatura română canonică vor ajuta la nesfârșit la reproducerea unei lumi cu structură arhaică.
și nu vor permite construirea unei societăți mai egale, în care să nu rămânem nici măcar cu una mai puține.